Dacă tot am ajuns la faza asta cu povestirea și ce am făcut eu în ultimele zile înainte de sfârșitul lumii, sfârșitul lumii fiind sfârșitul 2017, pentru că toții, cum să zic eu, pasionații de sărbători, pasionații de mâncare, pasionații de cumpărături, s-au bulucit pe străzi, au blocat străzile, au blocat autostrăzile, au blocat mall-urile și așa mai departe. Vreau să vă spun că am luat decizia de a nu face cumpărături decât după ce vom trece în anul 2018. Și astăzi am fost și am făcut într-adevăr niște cumpărături mai consistente. Suntem în 2 ianuarie 2018. Ce am făcut în ultima zi? Toată lumea se întreabă, unde te duci să sărbătorești? Unde te duci să plătești 3 milioane, 4 milioane să-ți rezervi o masă și să stai să te îmbui pe ca la nuntă? Ei bine, eu am ales să sărbătoresc din mers trecerea în 2018. Să știți că pentru mine sărbătorile în principiu sunt un moment chinuitor, datorită aglomerației din trafic și faptului că nu pot să desfășor activitatea pentru că este foarte multă aglomerație și foarte mulți oameni disperați, parcă ar fi venit sfârșitul lumii să facă ultimele cumpărături, da? Și în ziua, practic, a trecerii din 3 ani, da? Am fost și eu să mănânc ceva, m-am trezit undeva pe la ora 12. Vreau să vă spun că în acel restaurant se chema Hanul Haiducilor din Vâlcea, cu specific românesc, da? Cu specific tradițional românesc. N-am apucat să intru bine pe culoarul respectiv pentru că este înaintea restaurantului o secțiune cu lemn și măsuțe afară și așa mai departe. Cum am dat să intru, m-am trezit, credeți-mă, m-am trezit cu o sorcovă peste ureche. Deci era un grup de țigănuși, erau vreo 3 țigănuși. Și, deci oamenii ăștia, copiii ăștia, nu aveau idee ce înseamnă să sorcovești. În momentul în care trăznești pe unul, bine că nu aveau o sorcovă mai mare sau un baston, ceva, să le dea la ureche, să zică sorcova. Deci când mi-au dat o sorcovă de aia peste ureche, mi-a amorțit urechea. Înțelegeți? După care, în secunda a doi, mi-au dat în ochi, deci mi-au luat vederea. Cu greu am reușit să trec. Ce să-i mai înjur, ce să le mai faci, ce să-i mai bați. I-am lăsat în plata lor, da, și m-am gândit încă o dată ce înseamnă sărbătorile la noi iriști, să-ți iei niște ciomege în cap, pe motiv că ești sorcovit. Ca să nu mai spun că ești colindat și răscolindat de 7 ori, nu vine popa odată la tine la ușă, vine de 3 ori, vine în fiecare zi. Vine un popă, după aia vine altul, vin tot felul de cântăreți și așa mai departe. Eu nu sunt, cum să spun, astea sunt obiceiuri românești și unii sau alții le iubim într-o mai mică sau mai mare măsură, însă ne fiind toți iubitori în mod special de obiceiuri de astea de la țară, nu cred că se aplică pentru toată lumea și oamenii care sunt obișnuiți să ducă un stil de viață mai liniștit, nu cred că trebuie să fie forțați și, cum să spun, colindați împotriva voinței lor, sorcoviți și așa mai departe, pentru că nu, chestia asta nu face decât să aprofundeze senzația asta de, cum să spun, de neplăcere când vine vorba de sărbători. Deci cam așa mi-am petrecut eu sărbătorile și vă las să vedeți în următorul video inclusiv cum m-am dus la sală. Ce credeți că facem aici? Am primit cadou de la Moș Crăciun, da? Și avem aici. Filmează și tu asta, te rog. Ăsta este tricoul pentru 10.000 de subscriberi. O să facem un video special, da? Dedicat YouTube-ului. Așa. Și am rămas fără vitamine data asta. Am fost nevoit să cumpăr din altă parte. Și am băgat o comandă de la Mega Proteine. Înțelegeți voi? Am rămas și fără vitamine. Am rămas și fără proteine.
să o luăm un pichit. Ce avem noi aici? Ia să vedem. Hopa, cele mai proaste proteine de pe piață. Ia uite-te și tu ce mi-au trimis ăștia. Cele mai proaste proteine, alea, mai proteine sunt mai bune decât astea, top. Dar nu mi-am permis să dau un milion pe cutie. Am dat 2.700.000 pe ele, pentru că sunt cele mai proaste proteine, da? Așa. Vă zic, am primit de la Optimum Nutrition chiar. Optimum Nutrition, protein, watts și mecherie cu Dichis. Și ce am mai dat aici? Optimen. Este o vitamină pe care eu o recomand, da? Uite ce mă enervează, țipla asta pusă peste... Asta cu traducerea. Deci asta cu... mă omoară traducerea asta în limba română. Dar ce aveți, fraților, sunteți toți retardați, nu știe, nu mai știe nimeni limba engleză? Fai de cap, mă. Cine stă să desfacă asta? Doamne, dacă mă enervează traducerile astea în limba română. Eu știu că ei sunt obligați să posteze. Lucru dracu. Pentru că se strice liniștea în sărbătorii. Ce ai, frate? Dar nu știu că e identic. Uneori mai schimbă formula. Începe cu 50% și trebuie cu 67. E identic de formula atunci. Da. Pune asta la loc. Și am de vedere că plecăm în concediu. Bine, nu o să iau toată cutia după mine, că ocupă foarte mult spațiu. Înțelegeți voi? Așa, ce mai avem aici? Ia să ce mai avem. I-a dat factura. Optimum. Optimum 180 de... E mult mai convenabil ăsta la 180 de tablete. Asta de la Mega Proteine, mai am un shaker. Așa. Le-am arătat o brățară de asta. Știți că mai aveam eu una, da? I am dedicated. I am fucking dedicated. Do you understand? Așa. Nici nu mai găsesc pe altă, că mai aveam una. Dar nu știu pe unde fi. Și ce credeți că avem aici? Clona de la... Stai puțin. De că mi-am cumpărat un singur lucru de la MyProtein. Am cumpărat și eu. Această cutie din plastic. Pentru că nu este comestibilă. Și atunci am zis că n-are ce să-mi facă rău, înțelegeți? Dar de data asta am zis să comandăm și de la MyProtein. Și, sincer, să vedem. Ia uite ce frumos. Mi se pare un plastic mult mai casant. Mult mai interesant. Asta. Bun, și va trebui să-mi pun aici niște vitamine omega 3 nebunii pe care le avem. Cam asta este, dragilor. O să facem și video cu 10.000 de subscriberi. Până una alta, v-am pupat! Salutare, salutare, dragilor, unde credeți că mergem, ne-am echipat, astăzi este sâmbătă, mâine este Revelionul, da? Mergem la o sală, la Star Gym, ce se cheamă, mergem să ne facem antrenamentul pe ziua de azi. Ajuns de Revelion, se muncește, da? Te plecați la Vâncea, la Star Gym. Thank you.
Mm-hmm.